Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Atena aud că a fost lansată o ofertă turistică remarcabilă, vizită privată pe Acropole. Serios? Da, numai 5.000 de euro. Cât? Maximum 5 persoane, 5.000 de euro. Deci poți să fierbi doar tu cu încă 4 prieteni, nu-i nevoie să te înghesui cu toți sărmani. Și adică închid... Nu, este în afara orelor de vizită, deci... Deci închisă. Da. Vizitele private, care sunt rezervate, cum spuneam, grupurilor de cel mult 5 persoane, încep la ora 7 dimineața și mai pot fi seara după ora 20. Astea sunt. Potrivit presei din Grecia, o primă vizită privată a avut loc recent, după închiderea oficială, adică bogații nu s-au trezit de vreme, s-au dus seara târziu. Mi se pare o greșeală, pentru că... Din cauza temperaturii. Seara cred că e mult, mult mai rău decât dimineața. Poți da iarna scade temperatura pe Acropolis? Sunt curios, sau tot 1000 de grade. Băi, am făcut un frig în Atena într-o lună februarie. Serios? Ceva de... Trebuie să te duci acolo sus, că era cald. M-am cazat, a fost singura dată în care m-am cazat la un ăsta Airbnb de ăsta, știi? Uh-huh. Care arăta în poze foarte bine. Dar n-avea încălzire. Băi, erau, radiau pereții frig. Înțelegi? Mi-a înghețat capul. Căutam o căciulă să dorm ca tataie, știi, cu căciula în cap. A fost ceva înspăimântător. A doua zi am plecat de acolo, la hotel. Tu ai fost ca mine care făceam vacanțe de Revelion în sudul Spaniei și sudul Portugaliei. Și mulai de frig. Acolo nici nu știu ce e aia căldură. Da. Am răcit, am făcut, am ieșit nenorocit dintr-o vacanță de asta. Un bun amic care s-a mutat în Portugalia mi-a spus la un moment dat că nu a făcut niciodată frig iarna ca în țările mediteraneene. Da, mă, da, în Portugalia a fost, deci eram... Totul e gresie pe jos, mă trezeam noaptea și eram... Nu puteam să stau. Am stat de Paște acum 2 ani, am făcut o excursie în Italia, în Umbria, care este puțin în dreapta față de Roma, puțin mai sus în dreapta față de Roma, într-un orășel cochet, drăguț, mamă, erau niște poze atât de frumoase pe net cu el, cred că Pitiliano îi spune. Toate pozele respective făcute vara. Logic. De Paște în martie am stat în... Deci zidurile alea erau atât de reși și alea radiau frig. Păi, ceva îngrozitor. Au aer condiționat. Mi-era dor de iarna noastră. Au aer condiționat, dar au aer de ala de nu bagă căldura. Da, nu deci... poți faci nimic. S-a terminat. Deci vizita privată din Grecia a fost făcută, cum spuneam, seara. Un cuplu rus însoțit de un ghid propriu au dat 5. Bun, acum rușii chiar merită să dea 5.000 de euro pentru o vizită în locuri în care li se arată totuși ce înseamnă civilizația. Adică eu votez să fie duși obligatoriu în astfel de locuri. Poate învață și ei ceva. Și să și plătească. Băi, și gratis, la o adică, știi? Să nu plătim noi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.